Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Am avut iarăși parte de un weekend plin aici la Suceava. Am avut fotbal, Liga a doua, din nefericire, aș zice eu, iarăși un rezultat de egalitate. Practic am consemnat o singură victorie pe teren propriu în dreptul CFR-ului, să nu punem și meciul din cupă. Cășela a fost tot egal, dar în prelungiri s-a decis soarta meciului. Și salutăm, bineînțeles, rezultatul extraordinar, îndrăznesc să spun, al echipei de handbal, care pe terenul echipei de pe locul 4 din prima ligă a handbalului masculin a reușit să scoată un rezultat de egalitate, confirmând practic forma bună prin care trece. Astăzi însă vom vorbi de fotbal, pentru că încă de la începutul săptămânii trecute, practic se împlinește o săptămână de când am văzut în presa locală, într-o anumită parte a presei locale, îndrăznesc să spun că nu toată presa a tratat de așa manieră, că la echipa de fotbal s-ar petrece lucruri necurate. Vă aduceți aminte? Blat, ordinar sau proști, în fine. Cam astea erau titlurile în presă. A venit și meciul de sâmbătă. A fost meciul de miercuri cu Bacău 1-1 în deplasare, a venit meciul de sâmbătă 1-1 acasă și din puțina experiență pe care o am eu, îndrăznesc să spun că o echipă care face multe egaluri nici într-un caz nu este o echipă blatistă. Dar, în fine, tocmai de aceea am discutat cu stafful echipei din Areni. Bogdan Tudoreanu este măcinat de o răceală puternică, astfel încât nu a putut să vină în această seară alături de noi. Dar o să încercăm să deslușim un pic și subiectul ăsta, pentru că e un subiect în discuție, cel cu acuzațiile de blat la adresa echipei Rapid. Dar mai ales vreau să discut cu doi dintre componenții acestei echipe despre parcursul echipei Rapid și ce își propune în continuare în această ediție de campionat. Pentru că vă mărturisesc și știți foarte bine, am mai spus lucrul ăsta, cred că e una dintre cele mai bune echipe de ani buni încoace pe care avem la ora actuală pe Areni. Tocmai de aceea îi spun bună seara și bun venit pentru prima oară la Bucovina TV lui Marius Matei. Bună seara, dumneavoastră și invitații și telespectatorilor dumneavoastră. Și ai tăi. Și ai mei. Și Radu Sava, unul dintre cei mai vechi componenții echipei Rapid CFR Suceava. Bună seara, bine ai venit! Bună seara și bine am găsit! Că tot ești aici, o să mai discutăm un pic și de năcazul care l-ai avut, nu de alta, dar face parte. Ne propune să discutăm de sport, de sport în sine, de evoluție, de ce se întâmplă. Mi-ar plăcea să avem discuții constructive în ceea ce privește așezarea tactică. Dar vezi, până la urmă, fotbalul ne obligă să ajungem și la discuții de acest gen. Practic, la nivelul săptămânii trecute și nu puțin a fost, mai apoi am găsit inclusiv în presa centrală că echipa a fost anchetată la un moment dat vis-a-vis de un meci, cum era prezentat în prima fază, părea că e chiar meciul care a fost sâmbătă, dar nu. Era vorba de o întâlnire disputată în ultima etapă a campionatului trecut la Unirea Târlungeni. Rapid CFR, spuneam, anchetată de acasă, comisie de disciplină, da? Da, da. Meciul de acasă, da? Da, Rapid Unirea Târlungeni, ultima etapă 4 acasă. La 2. Da, pe 4 la 2. Bun. Acum nu are sens să intrăm în alte discuțiuni, dar eu spun așa că, cel puțin la cât am văzut eu anul ăsta pe Areni, și aici îmi permit să mă opresc cu comentariile, n-am văzut meciurile în deplasare, dar mie nu mi se pare ieșit din comun, sau nu că nu mi se pare, e într-adevăr un subiect delicat să pierzi cu 3 la 2 după ce ai condus cu 2 la 0, dar se întâmplă în fotbal. Absolut. Când am câștigat noi de la 4-0, am făcut 5-4, am spus, făcut revelion în Suceava. Da, și la Balotești la fel, am fost conduși până în momentul 82 cu 1-0 și am egalat 85-88. Atunci nu s-a mai spus că a fost ceva necurat, a fost doar că n-am pierdut. Eu nu, spun sincer, pe mine mă deranjează foarte mult orice corelare a rezultatelor din teren cu cotele de la casele de pariuri.
Pe mine, deși mă consider a fi microbist, nu mă interesează înspre deloc ce apare la casele de pariuri. Eu, de felul meu, nu prea joc la pariuri. Când o să mă vadă cineva din Suceava pe mine într-o casă de pariuri, eu sunt total de acord să mi se aducă orice sancțiune posibilă. Deci eu unul nu sunt, nici eu nu urmăresc și nici nu sunt unul pătimit al pariurilor. Da, vezi că este un val, este la modă, dacă pot spune așa, în România și nu mai în România, peste tot, pentru că tot omul vrea să câștige oarecum bani ușori. Ținând cont că joacă foarte multă lume la pariuri, deja este un fenomen și probabil din cauza asta este așa mediatizat și a ajuns ca fiecare partidă să fie discutată sau să fie adusă în discuție aceste cote de la pariuri. Noi, în general, sportivii nu se gândesc ce cotă avem noi astăzi la pariuri, că jucăm cu nu știu ce echipă. Pe mine mă interesează cota mea, adică exact, deci să câștig eu în teren, nu? Noi când intrăm în teren nu ne gândim nici măcar la primele care ni se promit sau banii care avem de primit, care sunt munca noastră. Acestea sunt pur și simplu discuții pe lângă fotbal, care pe noi, care suntem în fenomen, nu ne privesc, deci chiar nu ne interesează. Da, Marius, dar uite, tu ai venit de la Galați, la Suceava. Și nu puțin sunt cei din tribunele stadionului Aren care spun că ești os de fotbalist, adică ai șanse să devii fotbalist foarte bun. Le mulțumesc foarte mult. Încă nu. Încă, da, știi cum e. Încă... Da, știți cum e la... Pentru cine nu știe, am 30 de ani, așa că... Mulți înainte. Nu, mai ajung fotbalist mai mult decât sunt. Ok. Mi-e greu să cred. Nu, problema se pune la modul ăsta. Deci, ești privit și ca o speranță... Spune mie, ca o speranță pentru noi. Că împreună ca putem... Ca și joc. Și tu joc. Poți să ajungi și mult mai mult. Poți să ajungi și această echipă și echipa poate să te ajute să-ți crească cota, de ce nu să prinzi un contract în prima ligă? Pentru că acolo ar trebui să fie visul tău, visul oricărui, sau pe afară, de ce nu? Cum interpretezi tu, da? Plecând la premiza că nu ai nicio contribuție și să vezi a doua zi în ziar Blatist. Da, este adevărat, mă macină. De fapt, m-a măcinat destul de mult acest titlu de blatist sau prost sau ceva de genul ăsta. Acum, ca să încerc să dau un sfat colegilor mei mai tineri, este să nu mai citească tot felul de comentarii sau... Nu se poate. Nu se poate, este adevărat. Citește altcineva. Corect, și se aduce la cunoștință. Ăsta este sfatul meu, să încerce... Să lase la o parte aceste titluri care, vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem că sunt așa, au și puțină răutate în ele. Din păcate, asta e societatea în care trăim și nu avem ce să facem. Eu întotdeauna am încercat să dau o replică prin alte exemple. De exemplu, dacă noi acum am pierdut de la 2-0 cu 3-2, să ne aducem aminte, dacă nu mă înșel, finala din Champions League când juca Liverpool cu Milan, sau dacă nu mă înșel, când a fost 3-0 la pauză, și au pierdut acel meci, în fotbal este posibil absolut orice. Este păcat ca... Nu, dar, se întâmplă următorul fenomen. Odată aruncat titlul ăsta în presă, atenție, eu nu vreau să fac o emisiune în care noi să ridicăm acum să ne apucăm și să lovim colegii. Eu sunt conștient că este un bulgăre de zăpadă care se transformă într-o avalanșă, pentru că dacă suntem atenți, acest titlu l-au preluat și cei de la ProSport, au apărut pe tot felul de site-uri precum Liga a doua, este o mare pată neagră adusă nu echipei, întregului oraș. Pentru că dacă ne uităm puțin, suntem echipa care am pierdut un singur meci în aproape un tur de campionat în 9 etape. Este totuși păcat să arunci așa cu noroi niște oameni care vin și muncesc zi de zi. Bogdan Tudoran, înainte de a începe campionatul, îmi spunea așa: domne, la echipa care am spus sincer, am o apărare, în discuția directă cu mine, am o apărare extraordinară. Puține meciuri vom pierde. Important este să și câștigăm. Uite că încep să se adevărească întru totul cuvintele lui, pentru că, din păcate, cel puțin, și aici e o mare râca noastră și mă uitam, sâmbătă a fost vreme urâtă, da? Așa este. A fost la capătul unei săptămâni în care s-a discutat pe această temă. Mai mult sau mai puțin, cum vrei să-i spui. Cu toate astea au fost, punând toate astea în balanță, au fost mulți suceveni care au venit cu încredere la stadion.
Dar încă un rezultat de egalitate, nu știu, s-ar putea să, să nu dea bine. Trebuie știut și ei trebuie să înțeleagă că am jucat cu o echipă de pe primul loc, echipă care are alt buget față de noi, au alte condiții, au alte pretenții și sunt pe primul loc. De asta sunt acolo. Corect. Echipa care a fost pe primul loc, a reușit să-i dăm deci, de pe primul loc. Eu dacă nu aș fi fost... Acum jucăm cu echipa, da. echipa de pe primul loc. Dacă nu aș fi... Deci, noi, atenție, în turul ăsta de campionat am jucat de vreo 4 ori cu echipa de pe primul loc. Da, să și n-am pierdut niciodată. Și n-am pierdut niciodată. Totuși, trebuie să înțeleagă de ce unul, ca spectator, dacă aș fi venit și aș fi văzut că o echipă, echipa mea face egal cu o echipă de primul loc, cu o echipă cu pretenții, care e care urmașa, clar, mai promovat, da? Și e urmașa unei echipe de tradiție, FC Argeș, practic. Aș fi fost mulțumit de rezultatul ăsta de 1-1. Nu, pentru că, și spun de ce n-am fost eu mulțumit și aici probabil că mai sunt și mulți alți suceveni care sunt de acord cu mine. Dar nu înseamnă că sunt deținătorul adevărului absolut. Dar având în vedere că au condus, ok, e bine măcar că s-a terminat egal, dar am jucat câte minute cu un om în plus? 20. 20 de minute. Adică mi-aș fi, adică eu simțeam că se poate, adică am un pic mai multă atenție. Uite, 20. Fie vorba între noi. Nu, mie nu-mi place să arăt cu degetul un jucător. Când joacă foarte bine, îmi place să-l arăt cu degetul. Dar, spre exemplu, sâmbătă mie nu mi-a plăcut cum a jucat Sasha. Acum voi sunteți colegi. E normal e să... E colegul meu din atac. Și... Da. Deci Sasha este un jucător de moral. Mie îmi place extraordinar de mult copilul. Deci are niște calități extraordinare. Trebuie să îl ajutăm, pentru că dacă stăm bine, eu din ce am înțeles, el în Liga a 3 a fost golgheter. A dat foarte multe goluri. De asta spun, mie mi-e drag copilul ăsta. Pregătire a dat iarăși la fel multe goluri, muncește mult, se pregătește mult. Este un băiat serios, este păcat să punem atâta presiune pe el, pentru că încă el nu este ajuns la maturitatea necesară unui jucător profesionist, ca să zic așa. Totuși este un jucător destul de tânăr, pentru că în România un jucător la 21-22 de ani se e la început. Exact, pentru că nu ai unde să te dezvolți ca fotbalist. Nu ai terenuri, nu ai condiții de antrenament, este foarte greu. Și atunci când ajungi la o echipă de Liga a doua, da? Atunci se cere mai mult. De asta el, dacă nu mă înșel, este a doua oară sau dacă nu chiar e a treia oară ajuns la Suceava. Nu, mă refer când joacă în Liga a doua. Deci el încă nu a ajuns la... E primul an. Da, e primul an. Deci el încă nu a ajuns la maturitatea necesară să facă față unei anumite presiuni, unui anumit de jocuri în care nu marchezi și lucrul ăsta probabil îl apasă. O altă problemă care a avut-o echipa noastră în trecut a fost problema atacantului. Nu a mai fost un atacant lângă Mircea Negru. Practic el a fost anul trecut și a dus echipa, aproape singur. A venit Marius, a venit Sasha. Marius, având experiență și fiind un fotbalist cu experiență la nivelul Ligii a doua și Ligii întâi, a marcat. Deci, practic, nu a mai avut presiune. Sasha încă nu a depășit pragul ăsta. Eu mă bucur că voi săriți în ajutor. Nu vreau să mă transform eu, dar era celebru la un moment dat Gigi Becali prin presiunea pe care o punea pe unii sportivi, care câteodată e constructivă. Adică nu e bine nici să mângâiem când jocul nu merge, dar să o facem așa, părintește, adică să nu-l răstignim, pentru că dacă am merge pe sistemul ăsta, ar putea să apară un titlu de genul, dacă ar fi fost răutăcioasă expresia mea, domne, Sasha având un meci. Nu-i cazul. Nu-i cazul. Deci știu pe copilul ăsta, l-am văzut, că nu e ieșit, asta e. O fi supărat, dar trece până dă primul gol. Da, exact. Bun. E primul gol l-a dat. Nu, până acum, după meciul ăsta. Luăm câteva minute de publicitate, revenim. Ce pentru toate buzunarele. Da, ne-am întors la discuția noastră. Săptămâna trecută a fost aici în platoul Bucovina TV. I-am cerut părerea lui Sebi Gheorghe vis-a-vis de ce s-a întâmplat și spun așa ca și concluzie ce mi-a spus Radu și Marius. Dom'le, 1. Greșelile într-un meci de fotbal apar cu predilecție după minutul 72. 72-74. Aici încep să apară greșelile și din partea jucătorilor și din partea arbitrilor.
De ce? Pentru că e consum, epuizarea fizică și așa mai departe. O dată. Doi. Se întoarcă un rezultat cam face parte normal, ca să spun. Adică nu îi se pare nimic extraordinar să se întoarcă un rezultat. Iar ca și concluzie, să discutăm pe baza unui rezultat și de ce nu eventual pe ceea ce se întâmplă la casele de pariuri, cred că am putea să denumim altfel emisiunea, dacă ar fi să punem lucrurile astea în balanță. Dacă îmi permiteți, am... Păi de asta ai venit în emisiune. Da, deci cel mai recent exemplu, nu mai departe de ieri sau alaltă, nu mai țin minte exact, m-am uitat, a jucat Liverpool în deplasare. În 85 era 1-0 pentru Liverpool, dacă nu mă înșel, autogol. Dacă tot vorbim de pariuri, cote și așa mai departe, cred că era cota 500, că se mai dau încă 4 goluri în 5 minute. S-a terminat meciul 3-2. 3-3. Nu, 3-2 a câștigat Liverpool și au mai fost încă 2 autogoluri. Deci, în fotbal și nu numai în România, ne uităm în toate campionatele, se întâmplă. De asta e frumos și de asta este iubit fotbalul. Putem să discutăm pe tema asta la infinit. Ceea ce vă putem spune noi cu mâna pe inimă sau cum vreți dumneavoastră este că la meciul din deplasare de la Berceni, soarta nu ne-a surâs, efectiv. Deci au fost 3 centrări, 3 goluri și așa s-a scris soarta partidei. Probabil că dacă nu conduceam noi cu 2-0, nu s-ar mai fi făcut atâta... Știi, e vorba aia, 2-0, cel mai periculos scor. Exact, exact. Băi, știi cum e asta cu dacă și cu parcă? Eu merg pe următoarea idee. Doamne, s-a întâmplat. Asta este. Dar dacă... Măcar să învățăm ceva din lucrul ăsta. Adică dacă data viitoare reușim să ținem de un rezultat... Băi, asta înseamnă că am învățat ceva. Corect. Cam asta e. Repet, n-aș vrea să mai lungesc tare mult vorba, dar din vestiar și de asemenea, iarăși nu fac parte din categoria de jurnaliști care mă interesează ce se discută în vestiar. Dar cum a fost privit lucrul ăsta? Ședință 3 zile la rând, presiune mare pe noi. Ca pe o superficialitate din partea noastră, a jucătorilor. Alte explicații nu există. A fost o superficialitate, am tratat ușor meciul, am crezut la minutul 72 la 2-0 că ei nu mai pot să facă foarte multe. Cum a spus Marius, au fost 3 centrări, 3 goluri. Așa, 3 goluri din 3 faze care nu anunțau nimic, practic. Exact. O eroare de concentrare a jucătorilor. Asta a fost. Altceva, nimic. Zi, Marius. Deci ca să știe toată lumea că după meciul ăsta a fost foarte și s-a produs foarte, foarte mare presiune asupra noastră. Probabil din cauza asta am și avut începutul meciului academica destul de slab, pentru că suntem oameni și e normal. A fost la Bacău, deci au fost 3 zile, 4 zile în care noi am stat numai în ședințe, au venit antrenori, au venit conducătorii, au venit toți, ne-au certat, este normal să ne certe, pentru că dacă ne lăsau așa de capul nostru, înseamnă că nu vreau mai mult de la noi. Din păcate, atât am putut, ne-am dus la Bacău, la fel am condus, ne-au egalat cei de la Bacău. Am alergat foarte mult. Sunt meciuri care se succed din 3 în 3 zile. E greu să faci față. Totuși, teren foarte greu. Exact. E liga a doua. Nu sunt condiții de vitaminizare. Nu sunt multe. Fotbalul românesc nu este la nivelul care trebuie. Și uitați-vă că vorbim de campionatele mari în care echipe care vin precum, nu știu, Real Madrid, Barcelona, care joacă în Champions League și imediat au un campionat meci și uitați-vă că se chinuie, efectiv se chinuie, ca să nu mai zic că de multe ori chiar nu reușesc să câștige și sunt echipe care se investesc sute de milioane de euro. Da, și programul de așa manieră. Bun, totul e din cauza acestei publicități care se află în jurul fotbalului și a meciurilor, da? Pentru că tocmai de aceea
ceea ce vedeam noi ca pe o mare reușită, și anume accederea în optimele cupei României în detrimentul celor de la Gazmetan Mediaș, până la urmă s-a transformat într-o mare dezamăgire pentru, și pentru noi, dar din ce am înțeles și pentru voi și pentru stafful tehnic, pentru, dar ce mai, pentru toată lumea, pentru că eu am înțeles mesajul pe care l-a transmis practic conducerea și echipa. Dom'le, am vrut să aducem o echipă bună din prima ligă pe arenă. Am reușit să aducem Gazmetan Mediaș. Bun, ne doream mai mult. Am reușit să trecem de Gazmetan Mediaș. Ok, a fost să fie Petrolul. Poate dacă era Steaua, era un vis împlinit. Sau Dinamo, după cum au declarat mai mulți factori responsabili din jurul echipei. Ne obligă să jucăm în altă parte. Dintr-o dată meciul nu mai are nicio miză pentru nimeni. Din ce am înțeles, ăsta era dezideratul. Să aduceți o echipă bună pentru spectatorii de pe arenă. Da, normal, că e echipa Sucevei. Și noi ne dorim, sau ne doream la fel de mult până să aflăm că jucăm la Bătășani, ne doream să jucăm la Suceava. Este casa noastră, e normal. Altfel, și orice altfel ești primit în sufrageria ta, ca să zic așa, altfel când te duci la Botoșani și publicul se amestecă puțin. Sunt botoșeneni, sunt suceveni care, poate botoșenenii vin, sunt spectatori neutri. Nu vin să te încurajeze, nu vin să... Da, vor veni probabil să vadă un meci de Cupa României, este o echipă... Atât. Eu cred că nu o să vină prea mult. Pentru că la ei vine Steaua, vine Dinamo, vine Petrolul, nu știu. Părea mea că nu o să vină prea mult Botoșene. E posibil să vină. Hai să presupunem că va fi un stadion plin. Cu certurile nu va fi, din păcate, arenă. Da? Da, asta este cea mai mare... Da, și uite, de unde... Exact publicitatea asta, și dacă stăm bine și ne gândim... Probabil nu și de puține ori, din cauza acestei audiențe care... Hai să vezi... Real Madrid sau Barcelona, când joacă turnee de alea prin Asia sau pe unde, joacă pe la ore de alea imposibile. Asta e excesul de publicitate, ca să spun așa. Corect. Nu, probabil după victoria cu Gazul de acasă, toată lumea ne vedea ca cea mai bună echipă, promovând la pas. Nu e chiar așa. Acolo, când joci cu o echipă de nivel superior și de eșalon superior, practic te autodepășești. Concentrarea este mult peste 100% și absolut efortul la fel trebuie să suplinezi lipsa de experiență față de ei, pentru că la urma urmei joacă Liga 1 cu Liga 2. Probabil după acel meci toată lumea ne vedea o echipă care vom promova la pas. Din păcate, greu, un campionat e foarte lung. Da, exact. Noi suntem un obiectiv, trebuie să știe lumea că obiectivul echipei este locul 1-6, suntem pe locul 4. Suntem la 7 puncte de loc întâi, dacă nu mă înșel. Da. Deci noi nu suntem, deci noi nu privim la locul întâi. Noi ne dorim să fim pe primul loc. În pauza de publicitate, eu v-am spus care e punctul meu de vedere și cred că e și normal așa să fie, e că să fim acolo undeva sus, în partea superioară, și să-i lăsăm pe doi să se bată, poate om fi noi câștigătorii. Da, culoarul ne avantajează. Da, deci să vedem cum o fi, pentru că să explicăm cum se desfășoară această ediție de campionat. Deci se joacă toate meciurile până la capă și se stabilește un clasament, da? 1-6, da. 6, cât ori mai fi la 12. Capătul, cât ori mai fi până la capătul competiției, cu sistem play-off, play-out, care promovează play-off-ul, da? Da. Cu sistem prima play-off care... Și aici intră toate echipele din prima parte a clasamentului și mai joacă o dată între ele. Da, tur-retur. Tur-retur, exact. Păstrându-se punctele din partea asfaltă. Da. Exact. Deci multe se pot întâmpla. Multe, este adevărat. Deci tu poți de pe locul 6 la finele campionatului, dacă ai noroc și câștigi meciurile, poți să promovezi. Da. Dacă nu e o diferență de mare de puncte. Mare de puncte, exact, da. Deci, lucrurile sunt mai mult până departe. Noi preferăm noi preferăm să luăm totul pas cu pas, să ne atingem prima dată principalul obiectiv, locurile 1-6, după care când o să înceapă play-off-ul, o să vedem. Atunci o să vedem ce o să exact, mai fie. Exact. Bun, dar cum să traducem sau cum să interpretăm situația asta, că până la urmă, pe aren, cu excepția meciului cu Mediaș, care l-am câștigat, am câștigat doar cu Dorohoiu. Am uitat la chestia asta, chiar nu m-am gândit. Nici eu.
Nici eu că am avut un parcurs bun față per de anul. Per general, da. Deci da. Per total, da. Cum spuneați, n-am pierdut decât un singur meci. Până la un punct, nu? Sau ce până la un punct? Deci acum sunt două puncte de vedere din care putem privi situația. Unu, am întâlnit echipe acasă foarte puternice prin prisma ligii a doua, da? Sunt echipe cu jucători și prin prisma poziției din clasament, exact. Da? S-a jucat de vreo două sau de trei ori cu echipa de pe primul loc. Asta înseamnă că și noi ne-am făcut treaba cât de cât bine, câștigând în deplasare cu echipe mai slab cotate. Exact. Dar nu uit, să nu, și ne gândim că în retur vom avea meciuri mai accesibile acasă și putem foarte bine câștiga în deplasare, pentru că uitați-vă, probabil jucăm mai bine în deplasare. Da, pentru că o concluzie simplă asta ar fi. Exact. Suntem jucători cu destul de mare experiență, știm să tratăm bine anumite spații. Toate echipele care au venit la Suceava nu ne-a dominat niciuna. Deci da, ele practic au venit. Meciul de sâmbătă, exact. Meciul de sâmbătă cu Academica, nu știu dacă în afară de gol au mai avut o ocazie pe poarta exact. Noastră. Ele vin să se apere, să câștige măcar un punct pe arene. Asta înseamnă că suntem o echipă care... Vom lua frica. Exact. Din păcate, nu putem să mulțumim pe toată lumea și aici mă refer la public, la anumiți oameni care au acces la presă, la, mă rog, sunt diferiți factori. Noi vrem doar să știe toată lumea că am muncit și muncim în continuare să facem treabă bună pentru această echipă. Deci, eu nu am venit tocmai de la Galați să-mi bag joc de mine și de munca mea, asta să fie clar. Deci am venit la Suceava să câștig puncte, să joc cât mai bine și la final de campionat să fie toată lumea mulțumită. Atât antrenorii, atât colegii, staful tehnic, administrativ, suporterii, toată lumea. Lumea te-a adoptat repede aici la Suceava, te-au îndrăgit foarte repede. Crezi că e posibil să... știu că e o întrebare pusă poate un pic cam repede. Crezi că prinzi mai mulți ani aici la Suceava sau... S-a înscris, răspunde un locul lui, s-a înscris la facultate în primul an. Deci s-ar putea vreo trei în gheața. Da. La ce te-ai înscris? La educație fizică și sport, normal, nu. Ideea e că am contractul e pe un an. Se pot întâmpla multe. Cert este că îmi place la Suceava, mă simt foarte bine la Suceava. Asta era următoarea întrebare, nu mi-a anticipat. Da. Important e pentru mine să marchez sau să încerc să marchez meci de meci. Dacă nu pot, vreau să-mi ajut echipa să marcheze meci de meci, să câștige cât mai multe puncte. Și atunci toată lumea cred că va fi mulțumită. Nu, știi de ce zic? Nu toată lumea e de acord când spun lucruri de genul ăsta. Dar eu îmi doresc foarte mult ca unii jucători care vin la Suceava sau care imediat sau la puțin timp sau la scurtă vreme, ori ei, ori alți jucători din lotul echipei, să prindă contracte mai bune afară. De ce? Pentru că automat, dacă funcționează această morișcă, lucrurile încep să se așeze înspre bine. Logica fiind următoarea. Automat îți pleacă jucători în momentul în care începi să ai performanță. Corect. Niciodată la echipe care retrogradează nu prea pleacă jucători, dar la echipe care promovează sau care sunt întotdeauna în partea superioară a clasamentului, acestea sunt echipele care vând jucători. Automat se creează un anumit gen de emulație mult mai interesantă, mult mai progresivă pe tot ceea ce înseamnă fotbal și automat îți vin copiii din spate, pentru că întotdeauna o dublură pe un anumit post, îți vine un junior din spate. Plecând un jucător bun, are și juniorul locul unde să intre. Corect. Într-un mecanism care plus deja funcționează. Cam asta am văzut și am citit undeva că e filozofia lui Mircea Lucescu la Șahtior. Da, pentru că îți întregești bugetul, clar. Da. Deci cam asta e filozofia lui. Ok. Nici nu, și până la urmă... De asta cumpără cu 5 milioane și vinde cu 25. Ok, atâta timp cât poți să cumperi cu 5 să vin și cu 6, tot ai vândut în profit, nu? Da, probabil că ideea e următoarea, nu știu, cel puțin așa văd eu lucrurile. În momentul în care e un jucător pe 100.000, dau un exemplu, îl vinzi cu 1.000.000, n-ai profit 900.000, da? În acei 900.000 îți permiți să mai aduci un jucător, poate 2 de valoare,
pe lângă care să crească acești jucători care vin în spate. Plus că ai alți bani pentru a completa bugetul echipei. Crești, exact. Crești. Pentru că un jucător tânăr nu poate crește decât lângă jucători care au valoare. Degeaba aduci... Și experiență. Degeaba aduci numai copii sau ai un lot foarte tânăr, dacă ei nu au pe lângă cine să crească. Pentru că atunci există o plafonare în care nimeni nu are poate personalitatea care să zică: băi, nu e bine ce faci acum. Bun, la copii, Marius, știm foarte bine, intervine și acea fluctuație de formă, sunt capabili să îți rezolve de unii singuri meciurile, un copil. Corect. Dar la fel de bine poate să te îngroape 2-3. Așa este. Și această fluctuație de formă pe care o au, deși la antrenamente sunt zmei de fiecare dată, există acea abilitate în exprimarea din teren. Până la urmă, de asta ai nevoie de jucători cu experiență și cu, ca să spun așa, mai mult sânge în ei, dacă vrei să ai performanță per general cu echipa. Nu vreau să intrăm în niște discuții filozofice, dar eu cred că lucrurile încetul cu încetul se îndreaptă pe un făgaș bun aici la Suceava și chiar trăiam cu senzația că toată lumea trage la aceeași căruță, până când a intervenit momentul ăsta. V-a spus totuși întrebarea: ok, eu nu, pentru că n-am fost, dar poate colegii mei au făcut ceva strâmb în meciul ăsta și nu mi-am dat eu seama? Eu niciodată nu m-am gândit la asta. Absolut, niciodată. Pentru că niciodată sau în mod special la meciul ăsta? Nu, niciodată și în mod special la meciul acesta. Eu, din punctul meu de vedere, nu am stat nici măcar o secundă să mă gândesc: Doamne, cine era lângă jucătorul ăla? Sau de ce a dat jucătorul ăla? Sau de ce am luat noi 3 goluri în 20 minute sau 15 minute sau câte erau? Nu, pentru că greșeala este omenească. Deci, efectiv, dacă nu avem încredere unul în celălalt și nu reușim să ne transmitem lucrul ăsta și în teren, și dacă nu suntem prieteni și în afara terenului, atunci nu rezolvăm nimic. Deci nu avem cum să creștem, să ducem echipa asta mai departe. Radu. Din punctul meu de vedere, și vă spun cu siguranță, nu, niciodată, nici nu m-am gândit, nici nu am suspectat, nici nu mi s-a părut că un coleg de-a meu să fi făcut ceva. Și cred că sunt cel mai în măsură așa ca să vorbesc despre colegi. Am înțeles, ai fost una din vocile autoritare din vestiar de-a lungul timpului. Nu vreau să dezgrop alte chestii, dar... Mai bine. Dar dacă e să povestim așa de trecutul tău, în vară ai apărut pe primele pagini în ziare. După cantonamentul de vară, mai exact. Dar cu un titlu care, spun sincer... Te-a speriat. Pe bune, deci pe bune. Odată în plus că te cunosc, odată în plus că discutam de... Dar e o situație nefericită pe care nu o doresc niciunui sucevean. Nu mai discut acum de orice altceva. Cum îți aduci tu acum aminte momentul respectiv? A fost un moment... Titlul din ziar era așa, că au lipsit câțiva centimetri să nu fie lovitura mortală. Da, așa a fost. E adevărat ce s-a scris. A fost un incident nefericit la care am luat parte... M-a tras foarte mult în jos anul ăsta, acel incident. Am stat 3 săptămâni pe bară după cantonamentul, ne veneam după o pregătire bună, am pierdut foarte mult, de asta am început să am jucat mai puțin anul ăsta, am jucat cu media și până m-am accidentat, am jucat acum la Bacău. A fost greu pentru mine să revin după acel incident. Să vă spun mai exact cum a avut loc, am ieșit de la o nuntă unui prieten de-al meu, la care am participat împreună cu unul dintre patronii echipei la restaurantul celălalt patron al echipei. Deci am fost în familie așa. Da. Nu știu, în jurul orei 3:30 aveam liber până marți după cantonament. Nunta a avut loc sâmbătă. Ionuș Boghiu, unul dintre patronii echipei, stând la masă cu el toată seara, mi-a zis: Radule, hai, mergi acasă. Și am stat așa un pic... Am zis, bă, mai stau circa 15-20 de minute, după care merg eu singur acasă, eu nefiind cu mașină. Am ieșit din restaurant, fiind cald afară,
am decis împreună cu prietena mea, ne-am uitat, nu era niciun taxi în jur, am decis să mergem așa puțin pe jos ca să ne mai răcorim, așa. Am fost, mi-au ieșit în față doi indivizi, nu i-am văzut, nu i-am cunoscut până atunci, au scos cuțitele, m-au întrebat dacă sunt șmecher, dacă am probleme, m-a bufnit râsul că nu înțelegeam ce se întâmplă. Erau și mai mititei, așa. Unul a încercat să mă luască cu cuțitul, m-am ferit, acelalt m-a înțepat în abdomen, în zona abdomenului. Dar, repet, informația la vremea respectivă era că lovitura de cuțit, dacă era cu 3 cm... Medicul legist a spus, a scris că mi-a fost viața pusă în pericol. Am înțeles, nu, dar dacă era, da, chiar, cam un centimetru. Titlul era cu necrolog pe prima pagină, adică da. Ai avut zile, ca să spunem ai avut o cumpănă. Ai să ajungi fotbalist. Nu i-ai cunoscut nici de atunci și nici din momentul ăla, nu cred. Nu, am înțeles că sunt deja. I-au strâns. Da, sunt. Bine, unde sunt? Păi, ferească Dumnezeu, pentru că discutăm aici de... Mă scuz să te întrerup, ca să spună motivarea lor. Ce au declarat? Ce au declarat ei? Da, în prezența mea, organelor de poliție, a întrebat unul dintre ofițeri. De ce? De ce? Nu mai știm că eram beți. Mm-hmm. Deci așa, exact așa e declarația lor oficială. De ce ați scos cuțitele? Deci, nu mai știm, eram beți. Aviz amatorilor așadar să nu, Doamne feri, să, din câte știu, asta e și circunstanța agravantă într-o asemenea anchetă, astfel încât și în rezoluția finală. Bun. Probabil e și vina mea dacă ascultam de patronul echipei și mergeam acasă cu el odată. Nu, cred că în situații de genul ăsta, pe bune, deși eu trăiesc cu convingerea că Suceava e un oraș liniștit. Și asta o spun că se poate declar. Peste tot mai sunt oi rădăcini. Incidentul tău a fost, fie vorba între noi, unul izolat, dar putea să fie mult mai rău. Nu pot să-mi imaginez o Suceava în care să aud zeci de titluri de genul ăsta pe prima pagină. Nu. Cred că ar fi mult prea mult. Nu e asta Suceava pe care o știu eu. Dar faptul că s-a întâmplat, nu poate nimeni să conteste. S-a întâmplat și cel mai mult am avut eu de suferit. Da, ți-a dat un pic programul peste cap, dar mă bucur că ești bine în momentul în care te-am văzut în meciul cu Mediaș și chiar bine a fost, dă-mi voie să spun, adică parcă a fost tot în regulă. A fost ziua ta la meciul ăla, nu? Nu? Sau a cui ziua a fost? Și banderola de capitan a plecat. Ferrariu. A fost ziua lui Ferrariu atunci. Ești tu acolo, Evelescu. Plecanciuc, Santos Plecanciuc, Ferrariu. Avem linie. E concurență, linie e concurență mare. Mare și eu am plecat cu handicap. Dar e de bine mai când e concurență acolo. Fie vorba între noi. Uite, o etapă stă Bălan, o etapă stă Seme. Ce facem? Cât ne mai ținem în bătrânii ăștia doi? Ne mai ținem 2 ani liniștit. Ne-a lipsit mult Daniel la meciul ăsta de casă, foarte mult. Eu așa am simțit eu, Marius, fiind acolo, așteptând centrările lui. Eu cred că pot să zic că chiar au lipsit cei mai mulți. De fapt, când lipsesc atât Seme, că i-am simțit și lui lipsa când a fost suspendat. Păi da, 2 etape a avut după exact, meciul cu Medeaș. După meciul din cupă, acum și Daniel. Practic, multe goluri de acolo pleacă. Eu sunt la capătul firului, ca să zic așa. Dar cel care formează și de la cine pleacă apelul, practic, îmi este greu fără ei. Îmi este greu, pentru că... Da. Dar așa când vine și de pe dreapta și de pe stânga, îi zicește pe aia pe acolo. Exact. Băi. Da. Bun, asta ar fi ca și idee. Deci zici că ne mai țin pensionarii ăștia doi, da. 2 ani de zile. Doi nebuni frumos. No, adevărul este că, pe bune, ei practic, ții minte, au debutat la Foresta când eram eu copil de mici. În calitate de juniori, da? Iar faptul că acum la...
capătul carierei, sunt aici pentru și luptă pentru Suceava. Dăm voie să spun un câștig că pentru echipă. Da, e o mare bucurie pentru mine ca microbist. Știi, adică îmi dau seama că ceea ce am investit eu sufletește în ei, da, la vremea respectivă, acum mi se întoarce. Da, exact. Și măcar din punctul ăsta de vedere, zic că e nedreaptă o afirmație de genul ăla, că blatiștic așa. Ok, nu, chiar vreau să dăm episodul ăla la o parte. Spuneți-mi voi care-i succesiunea. Acum, sâmbătă, unde jucăm? Sâmbătă la voluntari. La voluntari, da? Nu să aștept primul loc acum? Ba da. Băi, noi tot jucăm cu așa. Ce faci numai cu locul întâi jucăm? Jucăm mereu cu locul întâi, da. Poate să ajungem noi pe locul întâi. Da, nu putem juca noi între noi. Să joace toată lumea cu noi, da. Ok, acum ai suspendat seme? Nu, n-a luat. Nu, e suspendat. Pentru meciul ăsta Alex Apostol este suspendat atât. Am înțeles. Bun, deci îl avem și pe bărână, dar jucăm cu locul întâi, iarăși. Iarăși, bro, dacă facem egale, s-ar putea să nu fie bine. S-ar putea să nu fie bine un egal. Da. Când plecați? Încă nu s-a anunțat programul, dar în principiu vineri dimineață. Când nu s-a stabilit un program exact, dar vineri. No, că și asta a fost o discuțiune la un moment dat, că am înțeles că de aici au plecat suspiciunile, nu a putut să plece echipa de filmat tura trecută și de aici ar fi crescut toate suspiciunile și de aici, când se stabilește programul, când îl știți? Vă dați seama, noi de obicei joia, chiar și miercuri, de miercuri încolo, dar vă dați seama că pentru cei din jur care nu înțeleg foarte bine fenomenul, este complicat să înțeleagă ceva. Nu putem noi să ne facem programul în funcție de ziariși aici fără nicio supărare. Noi, programul e stabilit de antrenor care îl face în beneficiul echipei. Pentru binele echipei programul este făcut. Nu s-a putut schimba programul și de aici au apărut suspiciunile. Da, și prin prisma rezultatului care a fost, au apărut suspiciunile astea. E păcat că colegii de-ai noștri sunt afectați, chiar și Mircea spune azi în vestiar că e afectat. Eu aș fi vrut asta. Mircea să vină și el astăzi cu noi, dar eu fi supărat pe mine, nu știu. Nu cred, am înțeles că avea ceva treabă. Da, Mircea, pentru că n-a mai fost de mult, n-a mai fost la povești, așa, ca să o spunem pe aia dreaptă. Ultima dată am fost aici eu cu domnul profesor Buzoianu. Aha. Bă, uite, de buric mi-e dor. Da. 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 E un simpatic, e Burec, un coleg foarte drag nou. Da. Nu deranjează pe nimeni. Nu. e un om extraordinar în primul și în primul rând. Ca și tine, de când s-a înființat echipa, nu? Nu, el dinaintea mea, practic, eu sunt al doilea. Aha. Da. Deci, eu am 5 ani, eu am venit cu un an înainte să promovăm în divizia C. Mm-hmm. Să promovăm din C în B, cu un an înainte. Buric e chiar din D. E unul dintre fondatori. Membru fondator. El nici măcar n-are voie să fie dat afară, că se sfințează echipa fără el. Dar la un moment dat chiar i-am zis, cea mai mare, cred că, rușine ar fi vreodată să-i spună cuiva lui, știi, nu mai avem nevoie. No, e un om extraordinar în primul și în primul rând. Dar dacă e la discuțiile astea cu ceva să vină, la meciul cu Botoșani ne prezentăm cu juniorii? Cu Botoșani, cu Petrolul la Botoșani? Cum să ne prezentăm? De ce? Obiectivul nostru este să câștigăm. Păi de ce? Nu se pot întâmpla. Mergem, mai facem un egal, batem la penalti. Da, dă-ți seama un scenariu din ăsta. 0-0, câștigăm la penalti. Și după aia, eu știu, vine o echipă pe aren mai slab cotată și ne bat. Blatiști. Dar cum? Iarăși pe aren? Nu, zic așa, prin absurd. Să câștigăm cu Petrolul și după aia să vină o echipă în campionat pe teren, în campionat, să vină o echipă mai slab cotată. Dar stai așa, după meciul cu Petrolul, cu cine aveam? Cu Buzău. Acum avem, deci avem cu voluntari. Voluntari, joi cu Petrolul. Joi cu Petrolul. Și sâmbătă ar trebui cu Buzău, dar fiind meciul la 6:30, am înțeles că trebuie să treacă 48 de ore între două meciuri de... S-ar putea să fie duminică. S-ar putea să fie decalat duminică meciul, dar duminică sunt alegerile și s-ar putea să fie decalat mai cu decalarea, încolo. Da. Da. În ziua alegerilor noi
Nu, nu este permis să organizezi competiții sportive, etc. Mm. Asta și bănuiesc că rațiunile sunt cât se poate de evidente din punctul ăsta de vedere. Deci e clar că... Eu aștept meciul cu Petrolul foarte mult. Da? Da, eu nu știu, eu pe terenul la Botoșani m-am simțit tot bine. Am în minte tot victoria aia cu 2-1 în anul când au promovat ei, când i-am bătut noi atunci. Nu știu, am mai etapă, dacă nu da, a fost singura înfrângere a lor, nu? Da, singura înfrângere. Singura înfrângere. Da, noi avem, Suceava are o rivalitate cu Botoșaniu, asta este de ani de zile. Mi-ar plăcea să cred că e o rivalitate de-aia frumoasă, pentru că eu așa o văd între rivalitatea noi, între, fost între Timișoara și Arad. Deci, la nivel de spectatori, este cum e orice rivalitate între galerii pe stadion, dar rivalitatea în teren, iarăși, ce există, dar întotdeauna Suceava și cu Botoșaniu, dând la o parte toate astea, a existat o bună conlucrare între echipe. Chiar și anul ăsta ne-au împrumutat un jucător, Valeriu Tiron, deci practic ne-au ajutat și încearcă mereu. Da, de mulți ani încoace, da, ei ne ajută și mulți ani înainte am fost noi cei care... Și domnul Schweitzer e prezent mai la toate meciurile noastre de acasă, chiar și acum a fost la meci. Și nu numai domnul Schweitzer, sâmbătă pe arena a fost și Leo Grozavu. Da, nu. Da? Da. Zic eu, la tribuna oficială a fost acolo. Asta e un lucru foarte bun. Înseamnă că are ce urmări, are. Păi eu cred că aș avut ce urmări, deși spun sincer, din câte echipe am văzut până anul ăsta pe aren și le-am văzut pe astea care și-au anunțat clar intenția de a promova, mult mai bună mi s-a părut Săgeata, mult mai bună mi s-a părut Slobozia, da, decât Academica. Slobozia, nu trebuie să uităm că și anul trecut ei au terminat în play-off și nu le-au plecat foarte mult jucători, ba chiar le-au mai venit 1-2. Deci Slobozia au o echipă... Atenți, cred că da, promovau anul trecut. Da, Slobozia au o echipă competitivă și, cel mai important, omogenă. Da. Și cu un antrenor cu experiență mare la nivelul ligii întâi. Și cam așa s-a și văzut Academica, echipa de ce a fost sâmbătă pe areni. Mi s-a părut o echipă foarte bine organizată. Înainte de acest meci, peste tot apărea că au și au fost, bineînțeles, discuții pe tema asta, multe, că e o echipă ajutată de arbitri. Totuși, la meciul de sâmbătă, mie mi s-a părut arbitrajul în regulă. Un arbitraj foarte în regulă. Probabil. A fost deci, același arbitru care l-am avut în meciul de Sănătate. S-a speculat foarte mult, exact ca în meciul nostru de la... Că au câștigat cu 3-2 și au avut 3 penalti. Dar poate au fost 3 penalti. Deci ce trebuie să speculăm noi că au câștigat ajutați de arbitru cu 3 penalti? Poate au fost 3 penalti. Și arbitrul le-a dat pentru că a fost. Nu neapărat Academica e ajutată de arbitru. Uite, spre exemplu, cel puțin, acum arbitru, arbitru care l-am avut sâmbătă, nu a arbitrat rău meciul cu Mediaș, dar a avut câteva greșeli, adică le-a zis și Cristi Dulca la finele meciului. A fost o presiune mai mare la meciul ăla din partea publicului pe arbitru și era greu să ne dea un penalti care a fost și n-a fost nouă, ca echipă de nivel de Liga a doua. Liga a doua. Deși am avut un penalti, un hands, Mariu știe mai bine, a fost mai aproape de fază. Peste alta mi se pare un arbitru foarte, foarte bun al României. E de perspectivă. Da, exact. O să vedem tânăr. Am fost arbitrat de multe ori de el. Întotdeauna a adus jocul bine, spre foarte bine. Nu mi s-a părut niciodată, trăgând pentru o echipă anume. Și dacă continua tot așa, eu m-aș bucura pentru el, că chiar așa, în teren, m-am împrietenit cu el și chiar mi-ar părea bine să prindă ecusă în FIFA. Da, pentru că, în definitiv, și la urmă urmei ar fi meritul lui și tu, dacă simți că el e un tip corect, bănuiesc că de asta îți dorește, prietenești sau cu ghilemelele de rigoare o prietenie. Să știi că și la Bacău am avut arbitraj foarte bun. Deci, în general, arbitrajele la Liga a doua sunt bune. Nu mai e ce a față fost. Nu mai e. Bun. Pentru că sunt arbitri tineri care vor să... Ori să mai apară discuții despre arbitraj, pentru că fie vorba între noi. Nu vezi, nu poți să scam nici la prima ligă. Tot apar, da? Una e una, alta e alta. Cred că eu personal vreau să închei emisiunea cu ce e mai frumos, și anume cu publicul de pe aren.
pentru că Turatu știi despre ce e vorba, pentru Marius vreau să văd cum a început să perceapă, cum s-a simt. Am zis, l-au adoptat din prima, ca să spun așa. A marcat. Bun, ăsta e și meritul atacantului, da? Și norocul lui. Dar, uite, am avut un meci cu Mediaș cu aproape 6.000 de oameni pe areni. N-am cunoștință la Liga a doua, cel puțin în seria noastră, să fie o echipă cu mai mulți spectatori. La ora actuală nu. Și vreau să-mi spui cum e afară, cum e, cum e aici, cum ți se pare ție publicul Suceavan? Un public cald, pătimaș, care te duce spre poarta adversă. E plăcut să joci cu un astfel de public. Îmi dau un exemplu, la Galați jucam cu 5 spectatori, dintre care 4 erau rudele noastre. Am glumit, mă rog, da, erau 5, erau 10. Probabil că așa era. Când vii și joci în fața câteva mii de oameni, chiar și a câteva sute de oameni, e mult mai frumos pentru tine. De asta practic joci fotbal. Când ai văzut vremea de sâmbătă, de când ai că o să fie atâția oameni pe stadion? Nu, nici de cum. Deci eu chiar am avut o surpriză plăcută și vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor celor care au fost la meci și care vor veni în continuare la meci, pentru că mai sunt destule etape de jucat, vremea probabil va fi potrivnică. Noi îi așteptăm cu căldură și sper să plece de la stadion bucuroși, dacă nu de victorii, măcar de multe goluri din partea noastră, chiar dacă se termină. Mai da, uite, vezi, spuneam chestia asta și am spus și la o bucată de emisiune. Noi, practic, am avut anul ăsta pe aren două victorii. Una în prelungiri cu Mediaș și una cu Doroiu. Și cu toate astea, suntem în top, mai ales pe vremea care a fost sâmbătă. Nu știu dacă în altă parte ar fi fost, cred că au fost peste 2000 de oameni sâmbătă. În altă parte nici dacă ar fi vremea frumoasă, tot n-ar fi atât. N-ar fi atâția, da. Și mă gândesc la vremea asta și cu ceea ce s-a mai discutat. Săgeata în anul care a promovat, nu știu dacă când am jucat la ei, dacă au avut 100 de spectatori. Așa, dacă au strâns 2000 în tot campionat. Da, în tot campionat. Chestia e că este adevărat, am făcut multe egaluri acasă, dar au fost egaluri cu goluri. Și probabil publicul vor să vadă și goluri, vor să vadă o echipă care joacă, care își dorește, iar din punctul ăsta de vedere nu cred că suntem datori. Suntem datori ca și rezultat, este adevărat. Și noi ne dorim mai mult. Și noi ne-am fi dorit să fim pe primul loc cu 9 victorii din 9, dacă era posibil. Din păcate, lucrul acesta nu se poate, dar ei trebuie să știe că noi dăm totul pe teren și asta este cel mai important. Îți place la Suceava? Da, îmi place foarte mult la Suceava. Am zis, am fost... Te mai întreb o dată, nu-i problemă. Da, am fost adoptat foarte bine de antrenori, de colegi, de toată lumea. E de-al nostru, Da. Publicul vine cu plăcere la stadion, îi simt că mă încurajează și asta este cel mai important. Cel mai la Radu. Radu, îți place la Suceava? Eu, într-un final, așa, aș vrea să salut înființarea galeriei și să le mulțumesc. Le cer spectatorilor să vină număr cât mai mare la stadion, să ne susțină, să creadă în conducerea tehnică, administrativă, în antrenor, în jucător. Și să nu mai speculeze tot felul de răutăți care se învârt în lumea fotbalului și în fotbal în general. Pentru că suntem curați și putem să o spunem în fața țării, în fața oricui. Nu a fost vorba de nici o implicare a noastră în vreun meci dubios. Da, sau al cuiva din cadrul echipei. Da. Deci trebuie să creadă. Da, comisia sau de integritate sau ce... Comisia asta se sesizează și la... Și la îndemnul ziariștilor. Da, și practic... E normal să fie și o comisie din asta de etică, pentru că au apărut apropo de chestia cu terlungerea. Această comisie n-a fost numai la Suceava. Această comisie a fost la toate echipele. A fost la 5-6 alte echipe. Ca să dau un exemplu, eu țin minte când am jucat campionat trecut la Dunărea, că și ei se plângeau că avem domnule și i-a suspectat nu știu de ce blat. Deci această comisie practic își face treaba.
atât tot. E de datoria lor să vină și să pună întrebări, să facă un raport. Și fiind înființată o comisie, trebuie să facă și ceva, nu sunt comisie, nu? Asta nu înseamnă că dacă a venit comisia, gata, la Suceava s-a întâmplat nu știu ce. Poate veni comisia preventiv. Da. Să nu se întâmple, da. Bun, eu repet, nu cred că e cazul de așa ceva. Până la proba contrarie, eu merg pe buna credință și pe tot ceea ce cred că ar trebui să fie și cred că este la ora actuală în jurul echipei, și anume dorință de a juca, dorință de a avea rezultate, de a atinge, de a îndeplini obiectivul și de ce nu de a produce un fotbal frumos pe aren. Până acum cred că v-ați achitat destul de bine de aceste lucruri pe care vi le-ați propus și cred că nota cea mai bună o dau exact numărul de spectatori care sunt pe aren. În Suceava este iubit fotbalul, vin mulți și dacă au venit pe vremea asta care a fost sâmbătă, îmi dau seama ce ar fi pe o vreme frumoasă și în momentul în care un începe să se lege și victoriile pe teren propriu, care alea contează și alea, fie vorba între noi, trăiesc eu așa cu convingerea că în momentul în care scăpăm de plutonul ăsta fruntaș și începem să facem spectacol și acasă. Un cuvânt de încheiere, Marius, dacă mai ai? Nu, atât. Sunt bucuros că sunt la Suceava. Vreau să joc cât mai bine și să mulțumesc pe toată lumea. Și să treci toate examenele. Da? Și să treci toate examenele. Da? Radu? Mulțumesc patronilor, mulțumim domnului primar, care anul ăsta a fost mai mult ca niciodată lângă noi și ne-a susținut. Mulțumesc colegilor și antrenorilor și presei, care e lângă noi, ne mai ceartă, ne mai mângâie. Mulțumim tuturor și ne dorim să aibă încredere în noi. Asta este, pentru că exact la lucrul ăsta, dacă e să închei, inclusiv colegii care v-au acuzat și care au avut acele mici răutăți, ca după cum ați spus chiar voi, și ei, garantez eu, țin la această echipă și își doresc cei cu mai buni. Cu siguranță. Dar uite, câteodată mai sunt și părerele. Au și ei dreptul să aibă părerea lor. Noi sperăm prin ceea ce urmează să demonstrăm că nu a fost așa. Eu vă doresc mult succes în continuare. Mulțumesc frumos. Acușacur și iarăși avem treabă. Stimați respectatori, atât pentru această ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.